Pe lângă intervenția echipelor de la ISU, a militarilor sau a celor de la salubritate, mulți dintre locuitorii Constanței au răspuns prompt și au ajutat la degajarea căilor de acces, în special în zonele în care își au domiciliul. Totuși, sunt și concetățeni care au decis să ofere o mână de ajutor autorităților în punctele fierbinți din aceste zile, acolo unde zeci de comunități au rămas izolate. Un astfel de exemplu îl dau suporterii echipei Suporteri Spirit Club Farul Constanța, care s-au mobilizat și au dus băuturi calde, sandwich și apă plată persoanelor aflate în așteptarea deblocării drumului către valul lui Traian, cât și polițiștilor aflați la datorie în zonă, precum și muncitorilor care lucrează la dezăpezirea drumului. Inimoșii suporteri fariși nu se opresc aici și intenționează ca și în zilele următoare, atât cât războiul cu iarna continuă, să vină în ajutorul celor aflați în dificultate din cauza problemelor cauzate de ninsoare și ger.